Foresta este în fața celei mai dificile deplasări din actualul sezon. Galbenverzii vor juca sâmbătă de la ora 14 pe terenul celei de-a doua clasate CSM Bacău, într-un meci din ultima etapă programată în acest an în Liga a III-a. Echipa antrenată de Dorin Goian vine după o serie de 5 victorii consecutive fără gol primit. De cealaltă parte, formația lui Cristi Popovici nu a pierdut până acum pe teren propriu, de pe Leta plecând cu câte un punct doar Ceahlăul, Piatra Neamț și Știința Miroslava. Tot sâmbătă de la ora 14 pe stadionul Constantin Jamaischi din Fălticeni, gazdele de la Șomuz își joacă ultima șansă de a mai prinde play-off-ul în meciul cu Bucovina Rădăuți. Etapa 15-a mai programează în seria întâi următoarele partide. Ceahlăul, Piatra Neamț, Știința Miroslava, Viitorul Darabani, Rapid Brodoc și Dante Botoșani, Cixerăda 2 Miercurea Ciuc. La finalul primei faze a campionatului, primele 4 clasate se vor califica în play-off, iar ultimele 6 vor participa în play-out.